eveniment în format EU Debates Cafe cu genericul Integrarea economică a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, oportunități și condiții necesare pentru atragerea brandurilor internaționale de haine pe piața Republicii Moldova. Acest eveniment este organizat de către echipa Institutului pentru Politici și Reforme Europene în cooperare cu Agenția de Investiții din Moldova și transmis live pe site-ul prives.eu, Realitatea Live și pe pagina de Facebook IPRE. În timpul live-ului, cei care ne urmăresc au oportunitatea de a adresa întrebări vorbitorilor, utilizând chat-ul sau comentând pe platformele menționate. Mă numesc Elena Bolocan, sunt coordonatoare de proiecte în cadrul IPRE și mă bucur să fiu moderatoarea evenimentului de astăzi, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundației Hanns Eidel. Le mulțumesc mult vorbitorilor care au acceptat această invitație, în cadrul căreia vom discuta despre integrarea economică a Republicii Moldova în UE. Alături de noi în sală sunt onorată să-l prezint pe directorul adjunct al Agenției de Investiții, domnul Ion Iordache. Vă mulțumesc foarte mult pentru receptivitatea de a colabora pentru organizarea acestui eveniment. De asemenea, mă bucur să o salut în sală pe doamna Marcela Lozovanu, directoarea executivă Asociația Patronală din Industria Ușoară, bună ziua, pe domnul Stas Madan, expert economic, expert grup, și domnul Mircea Păun, director general Portmol. Pe parcurs vom fi alături și de doamna Mariana Rufa, directoarea executivă Asociația Businessului European în Republica Moldova. Vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră de astăzi. Înainte de a oferi cuvântul vorbitorilor noștri, vreau să fac o scurtă incursiune referitor la subiectul de astăzi. Din 2014, relațiile bilaterale dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova se bazează pe acordul de asociere UE-Moldova. Acest acord include o zonă de liber schimb aprofundat și cuprinzător și reprezintă drumul pentru integrarea politică și economică cu Uniunea Europeană. O etapă importantă în această evoluție a avut loc pe data de 23 iunie 2022, când Consiliul European i-a acordat Moldovei statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, deschizând un nou capitol strategic în dezvoltarea economică a țării. Cu toate acestea, Republica Moldova încă nu reprezintă un mediu favorabil pentru atragerea investitorilor străini. Absența unor branduri internaționale limitează opțiunile consumatorilor, afectând totodată dezvoltarea economică a țării. În contextul în care consumatorii din Republica Moldova se orientează pe piețele din apropiere, precum cea a României. Această dezbatere se concentrează pe o provocare economică reprezentată de accesul limitat al consumatorilor la brandurile internaționale de îmbrăcăminte din Republica Moldova. Vom aborda subiectul integrării economice a Republicii Moldova și condițiile necesare pentru atragerea brandurilor de haine pe piața Republicii Moldova. În cadrul evenimentului de astăzi, vom explora împreună cu invitații noștri soluții pentru abordarea acestor provocări. Așadar, oferind cuvântul primului vorbitor din cadrul acestui eveniment, domnule Iordache, doream să vă întreb care ar fi principalele acțiuni ale Agenției de Investiții prin care își dorește atragerea investițiilor străine în Moldova, în special în sectorul textil. Deci, chiar acum vorbeam cu colegii cât... Microfonul? Bună ziua, în primul rând mulțumesc pentru invitație. Chiar acum discutam cu colegii, ieri am inițiat o vizită de studiu a unui brand, din păcate nu putem să acordăm un nume, dar e mai mult pe piața Benelux, Belgia, Olanda, care vine să investească în Republica Moldova și este din sectorul textil. O să fie localizat în Comrat, iar un articol începe de la 300 de euro vânzarea pe piața Uniunii Europene și ajunge până la 10.000, adică topul unui articol de vânzare acestui brand este 10.000 de euro. Noi, de fapt, avem mai multe sectoare în care targetat ne dorim atragerea investițiilor și îl privim pe celălalt textilor, îl numim de obicei TAFL, adică includem și textilul și cel de furnitură, adică toată industria ușoară. Prin numărul de export care îl promovează sau care îl generează această industrie comună, el este în top 5 sau 6 în dependență de an împreună cu cel de mobil, adică această industrie generează un export enorm și respectiv noi, pe lângă faptul că targetăm atragerea investițiilor în domeniu,
încercăm să înțelegem care sunt și problemele la investitori existenți și nu doar la investitori, că aici nu facem diferență, adică vorbim și de persoanele sau agenții economici care deja activează și chiar dacă sunt de origine din Republica Moldova și încercăm step by step să soluționăm probleme, fiindcă sunt, începem cu forța de muncă și alte care o să discutăm, cred, mai încolo. O să încercăm să facem acel aftercare care este un mandat al nostru, să înțelegem care sunt necesitățile și soluțiile dacă le putem aplica, ca ulterior să mergem, da, să ajungem la industria care se numește de construcții nerezidențiale, să înțelegem care sunt criteriile la brandurile mari, ca ei să vină aici pe piață, fiindcă fiecare din aceste branduri au niște criterii ca să penetreze o nouă piață și segmentat în jos cu aceste probleme încercăm să vedem cum putem ajunge la ei și cum putem începe unele negocieri de a veni, dacă vorbim ca brand să vină, dar nu doar de vânzare. Noi, desigur, că agenții ne dorim și să producere, discutăm cu ei dacă pot să vină cu o parte de R&D foarte bine, dacă cu o parte de design sau în partea lor IT încă și mai bine, deci ne dorim un plus valoare din industrie, chiar dacă înțelegem că poate producerea imediat sau e mai greu să o realoci, atunci aceste părți componente din care sunt alături de mare industrie de producere, adică pot fi atrase mai ușor. Ok. Urmează să auzim și opinia doamnei Lozovanu. Mulțumim foarte mult, doamne Iordache. Dumneavoastră, doamnă Lozovanu, ca reprezentantă Asociației Patronale din Industria Ușoară, doream să văd care este opinia în ceea ce ține de riscurile pentru brandurile locale în contextul în care atragem aceste branduri internaționale. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Evident, este un risc și o temerea sectorului atunci când o să intre alt jucător pe piața Republicii Moldova ce ține de brandurile internaționale. Evident, noi vorbim de mass market și atunci o să fie un amalgam de branduri în acest sens, dar în primul rând noi nu putem opri piața și noi nu putem opri concurența, pentru că de fapt concurența este una mereu sănătoasă. Noi nu putem limita consumatorul ca să aibă o limită de a consuma A sau B. În cazul acesta, evident, trebuie să facem o diversitate, dar da, sectorul ar avea mult de suferit, pentru că totuși ca să produci local, ca să produci în Moldova, sunt foarte multe bariere, dar nu este imposibil. Și industria se dezvoltă, așa cum a menționat și domnul Iordache, atât prin investiții, atât prin inovații, prin digitalizare. Nu există forță de muncă suficientă, încercăm să optimizăm procesele, dar o să discutăm pe parcurs mai multe detalii. Desigur. Urmează acum să îl întreb pe domnul Stas Madan, expert economic în cadrul Expert Group. Domnule Madan, privind tendințele post-COVID, cum poate Republica Moldova beneficia de aceste tendințe pentru a atrage branduri internaționale pe piață? Da, deci bună ziua, mă bucur să mă aflu și eu astăzi la această sesiune de discuții. Am avut careva tangențe cu acest sector, pentru că prin 2016 am contribuit alături de un expert internațional la elaborarea unei cărți albe pentru acest sector și mi-a rămas destul de aproape. Și acolo, acum am avut, de fapt, oportunitatea să îmi actualizez și anumite cifre și să văd cum a evoluat această industrie. Până a vorbi despre oportunitățile post-COVID, deci vreau să abordez din start această temere cu privire la ocuparea nișei pe piața locală de către brandurile internaționale. Deci am să spun un lucru care poate sună surprinzător, dar nu este. Deci în Republica Moldova, la moment, deja de mulți ani produsele de import în materie de textile domină piața locală. Deci câțiva ani în urmă acest raport era peste 70%. Acum, în ultimii ani, într-adevăr, cred că brandurile locale au reușit să câștige teren pentru că au apărut mai mulți operatori în această piață, dar ideea este că dacă vor veni niște branduri internaționale, cel mai probabil se vor substitui cu alte produse de import care la moment sunt mai puțin calitative. Da? Deci atunci consumatorul va decide spre niște produse care sunt mai calitative și mai bune, judecându-pe cu raportul preț-calitate.
Acum, despre tendințele post-COVID, este într-adevăr pe larg discutat acest trend al fenomenului de nearshoring. Atunci când corporațiile preferă să scurteze o parte din lanțurile lor de aprovizionare, pentru că criza COVID a dat peste cap foarte multe din aceste lanțuri de aprovizionare și atunci pentru diferite corporații care aveau în mare parte, erau în mare parte exclusiv dependente de țări ca Bangladesh sau China, s-au pomenit într-o mare problemă. De fapt, pentru industria textilă, din ce mi-aduc aminte, încă în 2016 cercetările internaționale arătau tendința predilectă pentru nearshoring, pentru a scurta lanțurile de aprovizionare, pentru că de foarte multe ori perioada de aprovizionare a diferitor produse textile este foarte lungă, da, 7-8 luni, dacă cu vaporul din țările asiatice, și atunci de multe ori sezonul respectiv trecea și atunci diferite branduri trebuiau să vândă la discount foarte mult și aveau pierderi în aceasta și deci se discuta încă de atunci la nivel de branduri europene despre realocarea producerii. Iar Republica Moldova are acest avantaj al aflării în proximitatea unei piețe de desfacere. Și pentru noi ideal atragerea brandurilor internaționale ar fi să fie nu doar ca locație pentru a vinde pe această piață, dar inclusiv ca și facilitate de producere, dacă ne putem să ne pliem pe acest trend. Și cred că avem toate premizele pentru aceasta, pentru că în continuare avem, deci cea mai mare parte a industriei noastre textile este una puțin competitivă, deci avem multe companii care fac parte din diferite lanțuri de cum se formează valoarea adăugată la produs, ele sunt de cel mai jos lanț, pentru că activează în regim LON și deci, deși noi avem vreo 400 de milioane de dolari exporturi a acestei industrii pe ansamblu anul trecut, peste 80% continuă să fie de fapt reexporturi și asta este cel mai clar semn al faptului că în continuare o foarte mare parte din cifra de afaceri în această industrie se formează după un regim de operare oarecum mai rudimentar în care aici are loc doar producția, doar cusut, croit, iar valoarea adăugată se formează în alte țări, iar evident din această perspectivă pentru noi ar fi o oportunitate dacă am reușit să atragem aceste branduri, pentru că ar da și o mai mare stabilitate și mai mare valoare adăugată industriei noastre. La moment cam atât, dar mai sunt, cred, multe idei interesante de developat pe parcursul discuției. Mulțumim mult pentru aceste informații, Stanislav. Domnule Păun, în continuare aș dori să discutăm un pic care sunt provocările, pentru că dumneavoastră reprezentanți sunteți director executiv al Port Mall și care sunt provocările cu care v-ați confruntat atunci când ați încercat să atrageți aceste branduri pe piața locală? Da, deci eu vreau să zic că eu am lucrat în domeniul centrelor comerciale în perioada 2008-2014, pe care am avut o pauză și am reluat această activitate acum recent la Port Mall. Deci atitudinea brandurilor internaționale față de piața din Republica Moldova, mă refer piața de retail, nu s-a schimbat. Deci temerile sunt aceleași. Puterea de cumpărare, exodul de populație, lipsa spațiilor calitative, ceea ce este foarte mare dezavantaj. Adică ei când vin, sunt branduri mari, nu o să le zic numele care vin, ei vin și au 8.000 de metri pătrați. Noi nu avem spații de calitate să le oferim. Plus, vin cu niște, cum a menționat și vorbitorul dinaintea mea, referitor la calitatea spațiilor și criteriile care le au. Deci sunt criterii care ei le impun, care la noi nimeni pe piață, din păcate, nu poate să le ofere. Plus la asta, puterea de cumpărare a consumatorului fiind foarte mică, ei nu au cumva unde să se dezvolte. Adică ei când intră pe o piață, ei au interes să deschidă minim, nu știu, 4-5 locații. Pe când vin, când vizite la noi, se uită, văd și zic, păi, eu deschid una în Chișinău, mai departe ce fac? Deci cei mai, pe de altă parte, dacă analizăm brandurile turcești, să zicem, care sunt la noi pe piață, ei, având discuții cu ei, cunoscându-i personal, sunt cumva foarte impresionați de rezultatele care le fac aici. Deci sunt locații care performează mai bine decât multe locații din țările vecine.
Adică cumva există o lipsă de branduri pe piață, adică există, oamenii sunt dornici, de asta o pănuiesc, pătura care are un potențial financiar mai ridicat pleacă în țările vecine pentru a face cumpărături, dar avându-le pe loc, sigur că vor profita de ceea ce va fi aici. De aceea, brandurile care au avut curaj să intre, performează destul de bine. Acum, mai e și problema din discuțiile mele avute anterior cu anumite branduri mari, e și problema taxelor, impozitelor. Ei zic în felul următor, că mai eu dacă intru pe piața Republicii Moldova, la mine produsul va fi cu 20% mai scump decât în Iași. Și ceea ce nu este ok pentru mine ca brand. Deci trebuie să fim atenți și la aceste aspecte economice și create, bănuiesc, anumite facilități sau ajustări a legislației ca să putem atrage și să fie interesant pentru ei piața din Republica Moldova. Mulțumim foarte mult. Vreau să reamintesc acum urmăritorilor noștri că aveți posibilitatea să acordați întrebări vorbitorilor live, comentând pe platformele menționate, privesc.eu, Realitatea Live și pe pagina de Facebook IPRE. Acum aș dori să începem o dezbatere propriu-zisă. Am câteva întrebări aliniate, dar simțiți-vă liberi să vă expuneți în orice ordine. O întrebare pe care o aveam este, chiar dacă avem pe piață branduri internaționale, oamenii preferă să le cumpere din afară, din alte țări, pentru că, spun ei, prețul este mai redus. În acordul de asociere este prevăzută eliminarea taxelor pentru importul produselor textile. Bună ziua, doamna Rufa! Vă rog să luați loc aici. Deci, cum spuneam, în acordul de asociere este prevăzută eliminarea taxelor pentru importul produselor textile de către ambele părți. Și aici mă refer la Uniunea Europeană și Republica Moldova. Ceea ce a fost implementat, taxele au fost eliminate. Totuși, ce determină prețul unui produs importat și de ce sunt cu un preț mai ridicat în Republica Moldova? Eu o să mă expun de cunoștințele mele care le știu. Deci foarte multe, într-adevăr, cu Comunitatea Europeană s-au eliminat taxele. Însă foarte multe produse sunt făcute, fabricate în țări asiatice. Pe când taxele pentru țările asiatice, țara de origine, nu s-au scos. Și atunci ele sunt importate în Europa odată, s-au plătit niște taxe pentru ele și noi, importându-le din Europa, plătim încă o dată taxe pentru țara de origine. Și respectiv aici se creează această diferență. Am înțeles. Da, Stanislav? Deci, dacă puteți încă o dată... cu prețul, da? Deci, da, taxele. Un factor fundamental de ce prețurile la noi sunt ceva mai mari, deci ține inclusiv și de mărimea pieței și de numărul de consumatori. Iar de obicei brandurile internaționale, atunci când operează în materie de costuri, există costuri fixe și costuri variabile. Evident că atunci când ai o piață mai mare, deci și vinzi mai mult pe acea piață, deci costul per unitate, atunci când vorbim de costuri fixe, este mai mic și respectiv îți poți permite să dai și un preț mai mic pe acea piață. Atunci când ai o piață mai mică, evident că aceste costuri fixe, atunci când se repartizează per unitate, deci face ca și prețul să fie mai mare decât pe alte piețe. Deci, în primul rând, este acest argument pur economic. Domnul Păuna a menționat un argument foarte interesant, că companiile sau brandurile ar prefera să aibă mai multe locații într-o țară și asta este ceva limitativ. Cred că odată cu avansarea procesului nostru de integrare europeană și cu liberalizarea tot mai mare a pieței și a circulației de bunuri și persoane și capital, cred că va fi un avantaj pentru noi din perspectiva atragerii acestor branduri, pentru că acestea elementar ar putea, spre exemplu, să ia piața noastră ca un tot întreg cu piața României, din punct de vedere al operațiunilor logistice și ar putea da mai ușor da curs venirii la noi pe piață. Și, doamna Rufa, da, vă rog, dacă doriți să interveniți.
Mersi mult. Cumva trebuie să înțelegem despre evoluțiile care au avut loc pe piața forței de muncă și costul forței de muncă și ce s-a întâmplat pe piața forței de muncă în Republica Moldova, impactul negativ, de fapt, care s-a produs asupra situației forței de muncă în Moldova, în raport cu cererea mondială care a scăzut, de fapt, în domeniul de textile. Și când vorbim despre textile, nu mă refer doar la textile ca haină, dar mă refer inclusiv la domeniul textile pentru domeniul industrial sau un scop industrial. Dacă tot ne referim la forța de muncă, deci nu este un secret că Republica Moldova se confruntă cu un deficit de forță de muncă fără precedent, ceea ce este reflectat nu doar în domeniul de textile, dar și în alte domenii. Din păcate, încă negociem cu autoritățile responsabile să ajungem la o soluție pentru a putea importa forța de muncă într-o manieră sigură pentru țară, dar și într-o manieră în care va soluționa situația pentru agenții economici în diverse sectoare, începând cu Horeca, terminând cu domeniul industrial, textile, alimentar, etc. În al doilea rând, adică tot derivând de aici, vorbim de costuri care, de exemplu, sunt deja mai atractive în regiunile Africa de Nord, Africa Centrală, regiuni în care inclusiv țările Uniunii Europene își focusează din ce în ce mai serios interesul și parteneriatele. Ori, deși suntem într-o proximitate mai mare, probabil, decât această regiune, dar, iarăși, costurile despre care s-a vorbit, în care costul forței de muncă este unul dintre cele mai importante, să nu uităm despre costurile pentru energie electrică, pentru alte tipuri de costuri, gaze naturale, unde acestea sunt necesare, inclusiv costul în investiția necesară pentru a, deci investiția mă refer la infrastructură sau clădiri și așa mai departe, pentru a crea facilitatea în cauză. Deci, cumva am vrut să reiterez mai întâi costul forței de muncă, dar să nu ignorăm și alte tipuri de costuri, precum și, în general, aspectul de doing business. Deci, ce înseamnă să faci o afacere în Republica Moldova, care sunt barierele birocratice sau nebirocratice, nemai vorbind despre situația cu importul și taxele vamale, unde Moldova încă nu este parte a unei pieți comune și, dacă vorbim despre produsele de textile finite. Din păcate, ceea ce importăm adesea poate fi, acum depinde de situație, mai ieftin sau mai scump, dar există o concurență foarte serioasă pentru producătorii de textile din Republica Moldova cu ceea ce se importă, pe de o parte, respectiv, dacă am fi fost deja pe o piață comună, lucrurile din motivul taxelor vamale ar fi avut o altă aparență. Deci, atât câteva aspecte strict economice, dar cu un impact covârșitor asupra industriei de textile. Și când vine vorba de forța de muncă, facem acest sector mai atractiv pentru cetățenii Republicii Moldova ca să lucreze în acest sector? Sau deja aici vorbim despre un domeniu care, sau un sector care este mai atractiv pentru alte naționalități ca să vină în Republica Moldova? Sincer, haideți noi întâi să găsim acei cetățenii Republicii Moldova cărora să le plătim salarii astfel încât cetățenii Republicii Moldova să nu migreze într-o altă țară. Și după care eu cred că putem, dar toate acestea trebuie să fie competitive cu costurile pe care cei care comandă produsul, deci cu costurile în alte țări. Înțelegeți? Da. Noi suntem acum într-o situație în care trebuie să asigurăm acel nivel de, deci de toate elementele în lanț ca să devenim competitivi cu alte țări. Și aici este problema. Pentru că, de fapt, costurile pe salarizare din cauza deficitului forței de muncă cresc.
Dacă să revenim la subiectul forță de muncă, da, noi ca instituție, la fel, din discuțiile cu antreprenorii, și vă spuneam că ultima discuție am avut-o acum la București în această lună, cu, mai ales cu o parte tot care consumă produs sau sunt tangibili cu sectorul textil, vorbim din industria mobilii. Deci exact cum a vorbit doamna Rufa, forța de muncă, deci inclusiv unde este această forță de muncă și respectiv salariile, este un tandem al proceselor economice, dar totodată suntem, cred că deja mai multe industrie, și inclusiv textilă, are nevoie de niște soluții de a importa. Nu vorbim acum de sute de mii de brațe de forță de muncă, dar este o nișă în care este necesitat ca această forță de muncă să fie importată și sunt nevoie de unele soluții. Noi discutam, deci făceam referire la industria mobilei, fiind o industrie care presupune și logistică foarte mult, deci ei au foarte multă logistică în România. Deci în România deja sunt companii specializate care vin și întreabă în dependență de sezon cam cât forță de muncă da o să vrei să vină, și vorbim aici de țări ca Afganistan, Sri Lanka, Bangladesh, oricare. Noi ne gândeam cu colegii la o soluție fiind Central Asia, ca țări ca Uzbekistan, lingvistic fiind mai aproape, dar iarăși repet, să fiu înțeles corect, nu vorbim de sute de mii, de niște brațe de muncă care ar soluționa pe de o parte sau ca unele sectoare să fie mult mai competitive. Da, la Savana? Da, industria SSX. Da. Bine, pe lângă toate cele expuse deja, vreau să adaug să nu uităm și faptul că acei clienți internaționali pe care noi tare mult ne dorim ca sectorul nostru să îi primească cu brațele deschise, iau niște cerințe enorme, și anume ceea ce ține de certificări, ce ține de auditul social, asta presupun costuri suplimentare, ne mai vorbim de faptul că trebuie să fie fabrica dotată cu utilaj ultramodern pentru a avea o calitate, dacă vrem un brand internațional high class ca să vină la noi să coase. Și aceste costuri, evident, ele trebuie iarăși puse în acea grămadă de bugete enorme care o fabrică trebuie să mențină. Pe lângă faptul că acel lucrător din Moldova, el trebuie să asigure un trai de viață decent, el vrea o mărire de salariu pentru că toată criza economică este pe umerii companiilor și sectorului. Deci sunt un lanț de probleme care trebuie rezolvate. Eu am vrut să dau, da. Dacă se poate, pentru că absolut susțin ceea ce a spus colega de la asociație. Deci mai mult ca atât, Asociația Businessului European, pe care am onoarea să o reprezint, noi chiar am organizat câteva vizite de studiu în scop, nu neapărat de găsire de parteneriate, dar în scop de transfer tehnologic. Și ulterior am organizat o vizită a unor producători din România, deci mai mulți producători din România, care au venit în Republica Moldova să vadă dacă pot găsi anumite parteneriate pentru a subcontracta în condiția unor volume mai mari și unde nu se reușește ca timp să se efectueze comanda, deci să fie subcontractată fabricile din Republica Moldova. Sunt sigură că unele fabrici s-au descurcat foarte bine, deci noi avem exemple frumoase, nu țin să fac publicitate acum, cu colegii de la asociația de profil cunosc mai bine, totodată, din păcate, au fost situații unde au fost date anumite comenzi și rezultatul nu a fost cel mai bun. Adică, eu vreau să susțin ce a spus colega, cerințele, mai ales în ultima perioadă de timp, din cauza crizei, din cauza cerinței inclusiv celor care de la casele de branduri, au devenit într-atât de exigente și de stricte, orice deviere minoră, ea efectiv se penalizează extrem de dur. Și, sincer, chiar și acei producători din România care de ani de zile produc și au colaborări cu branduri internaționale de primă clasă sau de top clas, cu greu fac față acestor exigențe care uneori în mod artificial se complică doar pentru ca să scadă din preț. Deci, sincer, ca piață, din concluziile noastre, în care chiar ne-am implicat să venim și noi cu o valoare adăugată, ne-am dat seama că, pur și simplu, majoritatea fabricilor, nu mă refer la toate, majoritatea fabricilor nu fac față acelor cerințe pe care le pun față de calitatea produsului, brandurile
internațional. Și atunci, ceea ce preferă ei să fie în poziție de subcontractori, unde se livrează marfa la compania care a preluat comanda, dar, încă o dată repet, cerințele față de calitate, inclusiv din cauza crizei, dacă vreți, s-au năsprit enorm de mult și pur și simplu chiar și cei mai mari rechini din regiune, eu mă refer la fabricile, nu mai fac față. Nu mai fac față. Și aceste cerințe, ele sunt cumva cerute și de cei de brandurile mari care activează în regimul lor, în Republica Moldova, anume de acestea. La ele mă refer. Da, noi vorbim despre brandurile mari internaționale care plasează comenzi aici în Moldova pentru a scoase. Deci noi facem prestare de servicii în Moldova și acele utilaje sunt impuse și practic anual se schimbă aceeași cusătură care trebuie să fie total diferită. De preț de cost este la sânge. Da, și mai impun și acele certificări audit social care sunt deja 100% obligatorii. Dacă până acum nu era atât de strict, acum deja este 100% cerut de către client. Dacă nu îl ai, atunci el nu semnează contractul. Ne mai vorbim de deadline-urile și de rebutul care la fel este transport. Da, exact. Și după aceste exigențe se referă la produsele care sunt vândute în țările europene, presupun, pentru că în Republica Moldova nu neapărat vezi o calitate atât de mare a produselor. Bine, aici nu mă refer și la brandurile locale care s-au străduit în ultima perioadă să crească acest nivel de calitate. Așa cum sectorul este cumva împărțit în două direcții, parte de loan, prestare de servicii și parte de brand propriu, evident brandurile proprii sunt mult mai dificil de susținut, este vorba de alte costuri care implică o promovare și o dezvoltare a unui brand propriu, dar brandurile noastre care sunt deja bune, pregătite atât preț-calitate, raportul acesta încearcă și unele branduri au și reușit să iasă pe alte piețe, dar la fel, exigența este una destul de mare și pe acest motiv ne este destul de greu să fim recunoscuți ca fiind țară mică, în curs de dezvoltare. Mulțumim, doamna Zăvană. Menționam anterior că Republica Moldova a obținut statutul de țară candidat la Uniunea Europeană și doream să întreb, întrucât reprezentați Asociația Businessului European, dacă acest nou statut cumva motivează investitorii străini să își stabilească o prezență aici în Republica Moldova. Mulțumesc mult pentru întrebare. Este o întrebare, știți, așa, cu două capete. Într-adevăr, de exemplu, din momentul semnării de către Republica Moldova acordul de asociere în 2014, totuși a avut loc un influx de investiții directe în Republica Moldova și au venit investitori, s-a depus un efort enorm din partea agenției de investiții și felicit pe această cale, s-au implicat donatorii în acest proces. Adică, într-adevăr, a fost un flux frumos distribuit pe tot teritoriul țării, deci ei nu s-au stabilit doar în Chișinău, dar pe tot teritoriul țării. Prin acest exemplu vreau să confirm că astfel de decizii politice, în mod normal, dau o încredere mai mare pentru țara și deschid posibilitatea de investiții. Doar că odată cu acest statut, din păcate, cu foarte mare regret, pe 24 februarie 2022 a fost escaladat acest război cu toate tragediile sale în Ucraina de către Federația Rusă și ceea ce a blocat pe mai multe filiere a dezvoltării economice tot felul de procese. Procesul de logistică, procesul de livrări, procesul de acces la materia primă, inclusiv apetitul din partea investitorilor să mai vină în Republica Moldova. Deci, desigur că statutul de candidat și ulterior, dacă vom da dovadă pe rezultate concrete, deci rezultate pe reforme asumate, rezultate pe condiționalitățile asumate, în câțiva ani
sperăm să avem acces la cele fonduri europene de care au beneficiat toate statele membre și care, desigur, vor fi direcționate spre proiecte de infrastructură, inclusiv pentru consolidarea și ajutorarea agenților economici. Deci este un lucru știut. Doar că situația geopolitică este o constrângere serioasă și noi nu putem să neglijăm acest factor în procesul de atragere investițiilor. Probabil și domnul Ion, care de foarte mulți ani activează în cadrul agenției, va confirma faptul că efortul Republicii Moldova în ultima perioadă pe plan internațional, cu participarea la tot felul de expoziții care au fost susținute inclusiv de donatori, Moldova a escaladat foarte frumos și în domeniul agriculturii, și în domeniul electronicii, și în domeniul automotive, și în domeniul de textile. Și interesul față de Republica Moldova a crescut și cu siguranță Ion vă da exemple foarte frumoase în acest sens, care de fapt relevă și eforturile colegilor. Doar că, repet, noi nu trebuie să negăm acest context geopolitic, care la moment este frustrarea numărul unu pentru orice doritor de a investi. Da, într-adevăr, odată cu venirea războiului, deci inclusiv apetitul investitorilor și chiar și sunetele, dacă putem spune așa, sau dacă noi până la război în medie erau două vizite de studiu pe săptămână, deci imediat ce a început războiul, vizitele de studiu s-au finalizat, apelurile s-au finalizat și e-mail-urile la fel s-au finalizat. Desigur, imediat ce Uniunea Europeană a deschis un nou paragraf în istoria colaborării noastre cu aceste noutăți foarte bune pentru noi. Deci, iarăși, noi am trecut, cred că, la o nouă etapă, inclusiv apetitul investitorilor, de a veni și, într-adevăr, noi am revenit la o etapă mult mai bună decât până la război. Acum suntem într-o etapă în care, din nou, sunt acele vizite, studii, acele întrebări. La standul Republicii Moldova nu vin să întreb lumea la cum vă simțiți voi, dar cu întrebări targetate în ceea ce privește sistemul fiscal și alte întrebări care sunt de domeniul investițional. Deciziile de investiții vin mai cu siguranță mai greu, dar cel puțin interesul este unul sporit. Desigur, și deciziile de investiții, dacă să ne uităm pe partea, da, jumătatea a doua la 22 ca cifre, deci noi avem o cifră de 528 sau 583 de milioane, istoric nu au fost atâtea investiții în Republica Moldova. Sperăm că 2023 să păstreze această tendință, dar în sfârșit sunt și primii investitori care au făcut un pas, da, pe hard mai mare și vorbim de acea investiție în Comrat cu aproape 5.500 de metri pătrați. Lucrurile se schimbă, într-adevăr, dar iarăși, repet, nu înseamnă că investitorii nu au probleme sau noi nu ne ciocnim cu probleme la răspunsul întrebărilor lor, așa ce vine iarăși. Forța de muncă, logistica, care e una foarte grea, accesul la materie primă, dar încercăm cumva să migrăm, dar cel puțin când negociem cu investitorii, ok, înțelegem că hardul nu vine acum, dar măcar unele procese. Vorbim de parcul IT, poate un proces din R&D, un proces din BPO să-l trece aici și respectiv chiar direct vorbim cu investitorii. Vă rog, 25 de oameni veniți angajați, vedeți cum e, după asta decideți. Și da, asta dă rezultate, fiindcă vin cu 25 de oameni, tu crești 100, 120, sunt un exemplu la Comrat. Deci asta schimbă, deci oricum e un proces de negociere. Dar aceste semnale care vin de la Uniunea Europeană, SUA, Canada pentru noi, deci desigur ajută. Și îți fac o imagine pozitivă fără ca tu să investești. Deci toată lumea cunoaște despre tine. Un moment care am vrut să-l adaug, că tot ați întrebat de impactul, într-un fel, implicațiile țării candidat, noi trebuie neapărat să menționăm aici de creșterea exporturilor și odată cu statutul de țară candidat se va revizui cadrul de cote impus Republicii Moldova la exportul de produse horticole. Moldova este deja recunoscută pentru un export foarte înalt sau în ascensiune a prunelor, inclusiv a strugurilor, a merilor, deși concurăm și cu alte țări de regiune, dar uite că ne-am
interesul pentru aceste produse din Republica Moldova a crescut, ceea ce este foarte bine. Respectiv, acum deja se discută la nivel de Uniunea Europeană, inclusiv răspunzând la întrebarea noastră în contextul țării candidat, deci posibilitatea de a revizui aceste cote în viitorul cel mai apropiat în favoarea Republicii Moldova. Evident, lucrurile se întâmplă cu principiul de reciprocitate, adică noi trebuie să asigurăm importul inclusiv din Uniunea Europeană. Oricum, revizuirea în favoarea Republicii Moldova acestor cote va da posibilitate agenților economici din Republica Moldova să producă mai mult, să investească în tehnologii, în standarde, în certificări și, evident, să-și mărească terenurile de producere, deci cu în domeniul agricol. Un lucru pe care noi încercăm acum să-l rezolvăm cu cea mai înalt nivel de implicare a domnului prim-ministru, a serviciului VAMAL, a ministrului finanțelor, este situația la vamă, pentru că trecerea la frontieră reprezintă un blocaj foarte serios în procesul de exporturi, pentru că neonorarea contractelor, mai ales a contractelor just on time, dacă tot vorbim despre domeniul de textile, mai ales în scop industrial, dar și a neonorarea contractelor ce țin de livrarea bunurilor perisabile la destinație creează oprirea sau stoparea acestor contracte, unii mai pui și penalitățile groaznice care sunt aplicate în anumite situații. Deci eu doar am vrut să prezint această perspectivă de comerț internațional pe filiera de exporturi care va, sperăm noi, va căpăta cifre și mai frumoase datorită acestui statut de țară candidată. Ce-ar fi, Stanislav, desigur, doream să întreb și care ar fi cumva soluția de a debloca situația de la vamă, pentru că asta la fel stagnează și investițiile care urmează să apară în Republica Moldova. Stanislav, te rog, dacă... Da, noi am dezvoltat câteva subiecte și constrângere foarte interesante, inclusiv pentru industria textilă, cum ar fi forța de muncă, da, sau exigențele tot mai mari ale comanditarilor pentru această industrie, pentru că, în general, companiile de la noi au o mare constrângere atunci când vine vorba de putere de negociere, pentru că cele mai multe companii au, de obicei, se bazează pe un singur sau doi, maxim trei comanditari și atunci când pierzi pe unul, deci riști să falimentezi sau riști afacerea să se ducă în jos deodată. Toate aceste discuții sunt interesante, inclusiv în contextul de țară candidat, dar întrebarea de bază care se impune este ce vrem noi, de fapt, ca țară. Și ce am vrut să mă refer este la planificarea noastră strategică și la viziunea de dezvoltare în general, pentru că noi avem o grămadă de oportunități în preajmă, dar noi mergem cumva prin inerție, neavând niște documente de planificare strategică care să spună clar ce este prioritar și ce nu mai este prioritar pentru noi. Spre exemplu, până în 2016-2020 am avut o strategie de atragere a investițiilor și promovarea exporturilor, care avea niște sectoare prioritare, inclusiv sectorul de textile, da? Avea 7 sectoare prioritare. Acum întrebarea este ce mai facem în continuare. Au trecut 3 ani de atunci și deci agenția de investiții este într-o situație destul de ingrată, deci, pentru că nu avem o claritate. Deci, noi ca stat avem resurse limitate și atunci când ai resurse limitate trebuie să prioritizezi. Și acest exercițiu de prioritizare trebuie să pornească de la niște documente de planificare strategice bine executate, care sunt și operaționalizate. O altă oportunitate mare ratată pentru noi atunci când vorbim de atragere de investiții este, spre exemplu, în general tot ce înseamnă diplomația economică. Și trebuia deja, dacă ne uităm după planul de acțiune a guvernului, deci trebuia deja să avem un program adoptat și în acest sens, dar încă nu îl avem. Și avem și acolo probleme cu, spre exemplu, dubla sau tripla subordonare a atașaților noștri economici, deci care, în principiu, iarăși nu au niște targeturi și ținte clare, pentru că deci noi nu avem aceste priorități. Cred că este o mare rezervă de creștere pentru noi, ca judecând după tot acest amalgam de probleme, constrângeri și oportunități, să revenim la acest exercițiu de prioritizare a tot ceea ce înseamnă inclusiv sectoare strategice.
având așa probleme de constrângeri de forța de muncă, întrebarea este, ne mai putem noi permite ca acest sector al industriei textile să rămână unul prioritar pentru noi? Sau poate să investim în sectoare care aduc valoare adăugată mai mare și o parte inclusiv din acei angajați care lucrează în regimul LON să treacă în sectoare care pot aduce valoare adăugată mai mare. Deci sunt întrebări foarte pertinente la care noi ca stat, din păcate, nu avem un răspuns. Cu problemele de la vamă, evident, ele sunt o mare constrângere, inclusiv din discuțiile mele cu diferiți agenți economici, sunt o mare constrângere pentru afacere în această perioadă, pentru că cumva portul Odessa în general era un practic un punct de interacțiune cu lumea exterioară, atât pentru o mare parte din producătorii noștri care fac comerț exterior, cât și pentru cei ucraineni. Acum tot acest flux a fost redirecționat spre frontierele noastre cu România și evident că avem aceste bariere care trebuie rezolvate atât prin creșterea mobilității și interoperabilității, cred că sunt încă rezerve mari aici, dar inclusiv de crearea de noi poduri la frontiera cu România, să avem noi puncte de trecere a frontierei, pe exemplu cum avem cu Leova-Bumbăta, ca să reducem din această presiune pe infrastructura noastră, care la moment, într-adevăr, este una enormă. Da, dacă totuși a ajuns microfonul la dumneavoastră, domnule Păun, îmi dau seama că un pic mă abade la temă, dar doream să vă întreb cum vedeți dumneavoastră rolul centrelor comerciale când vine vorba de stimularea interesului investitorilor străini sau chiar a brandurilor internaționale ca să aibă o prezență aici pe piața Republicii Moldova. O mare parte, de fapt, mulți dintre ei operează aici deja, dar într-un sistem LON. Cum îi motivăm să-și deschidă și puncte comerciale, puncte de vânzare? Da, deci dacă vorbim despre spații calitative, evident că un centru comercial îți dă mai multe oportunități. Dacă vorbim în special despre țara noastră, neavând turismul atât de dezvoltat și zone pietonale, infrastructural dezvoltate pentru acest gen de activitate. Și atunci centrele comerciale generează cel mai mare flux. Evident că în business-ul de retail cel mai important este fluxul. Dacă ai flux, ai și rezultat. Din acest considerent, evident că brandurile mari, când ar veni, în primul rând s-ar orienta spre centrele comerciale. Aici nu o să discut despre centrele comerciale, că, mă rog, s-ar putea să fiu tratat decât nu foarte obiectiv. Cum am menționat, sunt branduri care intră într-o anumită, sunt nevoie de anumite condiții, care, din păcate, niciunul din centrele comerciale, la moment, la ziua de astăzi, nu pot să le ofere, de condiții de mărime, de amplasare, de sunt mai multe. Dar eu cred că urmează deoarece se lucrează în acest domeniu, atât noi cât și știu că mai sunt doritori pe piață care lucrează acum la aceste infrastructuri ca să le creeze și sperăm în viitor apropiat să reușim să aducem ceva noutăți pe piață. Ce ziceam de, într-adevăr, noi am avut niște discuții până în această dată, februarie 22, am avut discuții și chiar erau doritori niște branduri mari, grupuri mari internaționale care vreau să intre, chiar negociam cu ei direct spațiile și după data aia nu am mai răspuns la telefoane. Adică și geopolitic suntem prost amplasați la ziua de astăzi, din păcate, cu războiul. Și nici infrastructural nu suntem suficient de dotați ca să putem asigura ce doresc ei. Dar sper în curând să se rezolve aceste probleme datorită agenților economici, dacă vorbim de centri comerciale. Domnul Iordache, credeți că odată cu finalizarea războiului, atunci va spori și numărul investițiilor în Republica Moldova? Ce îi determină?
Deci, noi la agenția de investiții mergem pe ideea că trebuie să fim gata odată cu finalizarea, că e deja lucrurile, o parte din ele, cel puțin, să fie făcute. Eu cred că finalizarea războiului sau procesul de reconstrucție, tot se vorbește foarte de mult, el cu siguranță o să fie o nișă foarte largă pentru noi, pentru diferite domenii, dacă pornim de la cel care e foarte aproape de sectorul care discutăm acum, da, de mobilă până la materiale de construcție. Atunci, și observăm din agenții economici care sunt interesați cu preponderență, fiindcă avem peste 83% din investiții care vin sunt din Uniunea Europeană. Deci, agenții economici care se interesează de realocări sau de extindere, da, sunt din aceste sectoare. Vorbim de materiale de construcții sau alte componente de finisaj sau materii chiar de bază pentru construcție. O altă chestie că vorbim chiar și de piață comună și respectiv realocările din România. Noi targetat ne uităm investitori existenți deci în România, fiindcă mult mai ușor deja agenții economici care sunt acolo realocați sunt revadă Republica Moldova sau Chișinău ca următoare etapă, dacă el este până la Iași. E foarte ușor să o convingi deja dacă el este acolo în piață și respectiv să treacă cu o parte din operaționalul său aici în Chișinău sau în Republica Moldova și respectiv asta la fel este o parte din, dacă o putem numi strategie, fiindcă la moment cum a spus colegul meu, nu avem o strategie care definește aceste sectoare prioritare sau care sunt planul de acțiuni pe termen mediu. Asta nu înseamnă că agenția de investiții nu și-are prioritizat careva sectoare sau un plan de acțiuni pe anual. Da? Cu siguranță noi înțelegem inclusiv din ceea ce se întâmplă regional și respectiv care oferta noastră investițională, conștientizăm că parcul IT este una din priorități, dar și alte sectoare care sunt emergente, dar reieșind din actualitatea chestii, că vorbim aici de sectorul de farmă, unde noi producem forță de muncă și iarăși suntem, eu cred, foarte competitivi în sectorul dat și gândim foarte mult și la sectorul de reabilitare. Conex cel medicinal, dar oricum este un sector care noi nu, acum sau până acum nu am văzut ca o prioritate, dar înțelegem că cerința tot e mai mare și o să crească, fiind acest război la hotare. Deci noi trebuie să ne pregătim pentru că când se termină acest război, deja să fim super pregătiți, da, pentru a face față. Aici este moment, am vrut pur și simplu să completez la ceea ce a spus domnul Păun. Uitați-vă, totul pornește de la o piață unică. Eu sunt sigură că mai mulți agenți economici din Republica Moldova, mai ales cu centre comerciale, au încercat să negocieze cu branduri cum este Zara sau cu alte branduri și colegii de la Apius n-o să dea să mint. Dar atâta timp cât noi nu suntem într-o piață comună, tot ce ne permitem noi, într-un context de preț competitiv, să aducem mărfuri la discounturi serioase ca să le putem comercializa pe teritoriul Republicii Moldova. La ziua de astăzi, o haină care se vinde azi la Zara, în Iași, în România, nu contează. Ea nu poate, n-are cum să fie vândută la același preț în Republica Moldova. Mă refer la o haină din colecția nouă. Deci, noi ne permitem la moment, din punct de vedere prețului, și cu siguranță să o vindem, pentru că nu suntem parte a pieței comune, să aducem doar ceea ce este la reduceri mari. Doi la mână. Este foarte important să înțelegem că din păcate sau din fericire, dar cu siguranță din păcate pentru Republica Moldova, din cauza războiului din Ucraina, multe afaceri din Moldova migrează în România. Este un adevăr după care noi nu trebuie să ne ascundem și să venim cu situații speculative. Deci, din păcate, sunt oameni care vor să-și securizeze veniturile într-o manieră sustenabilă și în sensul ăsta preferă pur și simplu să-și scoată capitalul din țară, investindu-l într-un mediu mai sigur. Și, din păcate, noi nu o să putem evalua și monetiza valoarea investițiilor moldovenești sau a cetățenilor din Republica Moldova în România, pentru că foarte mulți din ei sunt și cetățeni români, dar dacă am urmări pe cazuri individuale evoluția, veți vedea că foarte mulți din exportatori, și în domeniul mobilei, și în domeniul agricol, chiar și unii textile, și-au deschis filiale reprezentanțe în România. Asta este un adevăr.
Da, domnule Păun, vă rog. Aș vrea să mai adaug ce ține ce ziceați de referitor la importul hainelor la discounturi foarte mari. Chiar și așa, aducându-le la noi în țară, ajungând pe rafte, ele ajung aproape la prețul de colecție nouă. Din păcate. Iarăși avem ceea ce nu este corect. Și aici avem mai mulți factori. Și unul din factorii principali iarăși este vama. Taxele vamale și plus majorarea prețului la vamă. Deci eu zic direct cum este. Noi avem un price la vamă și se spune pantalonii trebuie să fie de vamați cu atât. Nu contează că din voie el este de 3 ori mai ieftin, că este la stoc, este colecția anului trecut. Nu, tu trebuie să-l devamezi la atât și atunci tu plătești și TVA și taxă vamală din prețul ca și cum ar aduce cineva la colecție nouă. Deci aici avem un conflict și din păcate ăsta merge în dezavantajul cetățeanului foarte mult. Și dacă urmărim cozile la vamă, sâmbătă-duminică, da. Din care 70% se duc la Palace Mall din Iași, deci ne facem concluzii unde se cheltuie banii. Da. Pe haine, dacă tot vorbim de... Și nu mai știu dacă acel brand care vinde în România mai are rost să-și deschidă aici, pentru că migrează populația fără nicio problemă. Și de ce ei oricum fac acel procent de vânzare? Cum facem brandurile locale mai atractive atunci? Brandurile locale mai atractive sunt mai multe instrumente și discuții. În primul rând, brandurile locale nu putem să le punem pe aceeași linie cu mass market-ul. Noi nu suntem producători ca China, Bangladesh, care facem masiv. Nu mai suntem în epoca când consumăm masiv. Trebuie să avem grijă față de mediu, trebuie să avem o circularitate în sector, cum probabil toată lumea cunoaște, sectorul de textile este unul cel mai poluant dintre cele mai poluante, al doilea, hai să zicem, da. Așa cum în Republica Moldova nu avem un plan strategic bine conturat pe partea de mediu, încercăm singuri să găsim soluții, dar iarăși în Moldova nu avem experți. Experți internaționali trebuie să vină aici să facă o analiză. Iarăși sunt implicate în costuri, nu toți experții sunt gata să vină să facă această cercetare. Noi nu avem date statistice, deci sunt un lanț de probleme care ne tot trag în spate. Brandurile locale încearcă să supraviețuiască. Pentru că, iarăși, sunt costuri, sunt utilaje, preț-calitate, este foarte dificil să atragi consumatorul local pentru că el are alte facturi de achitat și cu siguranță nu se gândește la o rochie nouă. Și costul investiției este foarte mare. Deci promovarea implică un cost enorm de mare și acele branduri care încearcă să-și vândă produsul propriu ca să aducem valoarea adăugată Republicii Moldova, nu Românie, așa cum a menționat doamna Rufa, pentru că noi avem companii care într-adevăr și-au deschis filiale și vând din România, dar asta nu este valoarea adăugată țării noastre. Atunci unde mergem? Care este cifra de export care noi o arătăm? Noi nu avem o cifră cu brand propriu și cu o valoare adăugată. Da. Stanislav? În general, pe promovarea produselor locale, ultimii ani s-au făcut progrese chiar însemnate, în general cu valorizarea brandului local și ceea ce a făcut proiectul de competitivitate împreună cu Apius, cu crearea brandului din inimă, are impact. Și eu mă uitam înainte de a veni în coa spre cifre, pentru că aveam cumva reper cum era situația în anul 2015 și m-am uitat în general câte întreprinderi avem în această industrie textilă. Păi dacă în 2015 aveam 558, în 2022 am ajuns la 715. Bine, dacă luăm sub premisa că la noi avem o rata întreprinderilor inactive în general cam de vreo 30%, deci noi avem vreo 500 de întreprinderi active față de vreo 350 cât aveam cu 7 ani în urmă. Deci este evident un progres evident și avem, deci este practic o diversificare a pieței. Avem mai puțini operatori care lucrează în regim LON și mai mulți care lucrează sub marcă proprie sau
cu brand propriu și asta este foarte bine. De altfel, pot să vă spun, spre exemplu, din programele pe care le are Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în special programul de retehnologizare. Deci, companiile din industria textilă sunt printre cele mai active, care investesc în diferite echipamente și utilaje care să-i facă mai competitivi, să reducă costul per unitate și să reziste în cele din urmă realităților pieței. Într-adevăr. Domnule Iordache? Un pic, dar sunt niște cifre așa mai, poate nu atât de frumoasă la prima vedere. Deci noi avem și noi componenta de export și alături de parteneri de dezvoltare am pus umărul la promovarea produselor. Dar înțelegem că nu suntem China sau Bangladesh în producere și în promovări de export sau ca brand propriu în a penetra sau a fi pe piață. Totuși, și la acest caz, după noi, România este mare consumator de brand moldovenesc și inclusiv de textil, dar sunt niște sub nișe din domeniu, cum ar fi hainele groase, dacă mă exprim corect, că nu sunt din domeniu și respectiv care au potențial de a fi, dar și chiar și de aceia rochii care în Republica Moldova, dar înțelegem puterea de consum că nu este atât de bună și pe extern, da? Sunt cazuri care, de fapt, ne promovează, inclusiv ca brand de țară, că suntem și administratori. Deci noi depunem eforturi ca industria să, sau brandurile locale, da, chiar dacă sunt acei 20% care înțelegem că nu lucrează în Londra, dar ele trebuie promovate. Fiindcă asta e plus valoarea, fiindcă probabil o să investească și în retehnologizare, în R&D, să-l ținem aici în Republica Moldova, în domeniul de IT. Adică ei oricum o să diversifice și noi credem în el. Am vrut doar să adaug că, de fapt, prin intermediul diferitor donatori s-au încercat, și colega de la APIUS o să confirme, s-au încercat să fie promovate anumite branduri locale pe piețele, inclusiv din UE. Eu cumva vreau să accentuez costurile enorm de mari pentru promovarea unui brand. Adică, de ce foarte mulți producători au revenit de la dorința de a-și promova brandul la dorința de a fi contractat pentru producerea în lon pentru marile branduri, din simplu motiv că efectiv nu a făcut față cheltuielilor necesare pentru promovare. Alții sunt ok cu consumul local, în dependență de nișă, poate vorba de hăinuțe de bebeluși, și noi avem exemplu foarte frumoase și cu companie Bombonici și cu alte companii, deși nu știu situația financiară clară, dar văzând cât de frumos s-au extins pe teritoriul Republicii Moldova, îmi dau seama că a fost și o cerere pentru asta. Mesajul meu este că atunci când vorbim despre promovarea unui brand în afara țării, costurile sunt de 10 de ori mai mari și avem exemple clare unde după intenție de a-și promova brandul în afara țării, deci fie s-a revenit la consum local, fie a fost acceptat în continuare colaborarea pe contractare. Deci aici e toată problema, costul enorm de mare. Ori dacă știți cum există și pe Forbes și informații despre investițiile în cazul de Dior, Prada, din total investiții, cât constituie costul de marketing în aceste branduri. Da, mă anunță colegii pe online, nu avem încă vreo întrebare pentru vorbitorii noștri. Dacă aveți observații suplimentare care ați dori să le comunicați în cadrul evenimentului, chiar vă rog. Domnule Păun? Referitor la promovarea brandurilor locale, proiectul de care s-a menționat mai devreme din inimă, mi s-a părut, el a început, cred că, dacă nu greșesc eu, prin anii 2010. 2012. Da, din inimă, exact. Greșesc eu că eu eram în domeniu pe atunci, da. Mi s-a părut o idee extraordinară, dar nu a fost dusă până la capăt. Ea nu a fost valorificată la justa ei valoare. Din punctul meu de vedere, noi am făcut multe eforturi ca companie atunci lucrând la un alt centru comercial, am avut chiar discuții cu brandurile, cu toți, să încercăm să creăm noi o infrastructură pentru dezvoltarea proiectului din inimă, dar nu am reușit. Adică cumva dorința asta de a te manifesta singur e
la noi cumva foarte accentuată. Concurență. Da, în loc să pui totul, neavând fiecare în parte o putere, unindu-ne împreună am putea crea lucruri mult mai de valoare. Asta ar fi un îndemn pentru brandurile noastre locale, totuși poate să reîntorc la proiectul din inimă, care mână la mână s-ar putea să fie unul foarte reușit. Brandul din inimă, de fapt, încă există. Doar acele platforme care au fost inițiate în 2012, ele au avut succesul lor, dar într-un moment dat fiecare brand își are viziunea sa. Și nu poți să pui pe această platformă un brand de copii care are o viziune total diferită cu un designer conceptual și atunci, evident, fiecare a încercat să meargă pe calea sa de promovare, targetarea, nișarea, un pic sunt diferite. Aceste fashion show-uri care noi le organizăm la fel, ele sunt un podium care nu pot să înglobeze toate brandurile de modă. Și aici a început această, hai să zicem, poate ruptură, dar noi oricum încercăm să promovăm această umbrelă, pentru că atunci când ieși în afara țării, tu trebuie să ai un brand al tău. Și atunci industria trebuie să aibă o voce și această voce trebuie să aibă un brand, o marcă proprie. Dar se lucrează destul de greu, anevoios, cu bugete foarte mari și doar datorită partenerilor și donatorilor a reușit această industrie timp de 15 ani să se dezvolte, să își implementeze tot felul de instrumente digitale, să își digitalizeze procesele, să își facă mai competitivă forța de muncă și toate procesele de industriale. Să vorbesc și un pic de brand, fiind și deținătorii brandurilor de țară. Deci eu cred că noi eram la 30 de ani aleului și spuneam de o maturitate, da? Și vorbesc de mai multe industrie, nu vorbesc doar de textil, da? Mi-aduc aminte cu Moldova Fruct, cât noi am discutat până să ajungem, fiindcă mi-aduc și aminte acum că domnul Fal spunea că el urăște culoarea neagră care este pe brandul de țară și respectiv. Deci industriile se maturizează, eu cred că și respectiv noi segmentând sau derivând din acest brand de țară și către alte industrie, înțelegem că un brand, chiar și cea de țară, cu ei devenind tot mai puternic și mai puternic, e ușor să te aliniezi și credem că tot mai multe industrie o să dorească să se alinieze pentru a avea o vizibilitate unică și acel made in Moldova să înceapă a fi recunoscut. Deci vorbesc chiar acum o jumătate am creat un pic, am reconceptualizat și brandul industriei de modă, da? Ies iară din brandul de țară. Producătorii de mere de albine la fel sunt foarte pestriți și cu diferite ambiții la export și foarte greu să-i unești. Iarăși, cumva am încercat și chiar am creat în comun cu eu să-i acel brand al lor pentru a fi promovat pe acele băncuțe sau plicuri sau cu ce ies ei, să nu fie doar acel export în vrac. Maturizarea vine și respectiv un brand, el tot mai puternic o să devină acel made in Moldova, cu cât noi o să-l păstrăm și dependență de domeniu, eu cred că asta în următorii 5 ani o să cristalizează foarte bine. Mulțumesc! Doream să întreb în contextul mai global, dacă totuși suntem spre finalul acestui program, avem statutul de țară candidat, avem un conflict la graniță. Care ar fi prioritățile pentru următoarea perioadă pentru agenția de investiții și cum vă adaptați în contextul acesta geopolitic care rămâne a fi un pic neclar? Da, înțelegem contextul foarte bine cu acest război geopolitic. Noi nu stăm la capitolul ăsta foarte bine, dar totodată este deschiderea investitorilor, fiindcă foarte multă lume a început să înțeleagă că, de fapt, investind aici, lângă Ucraina, în Republica Moldova, în țările care, de fapt, au fost afectate, ei vin cu plus valoare. Și chiar când vorbim de aceste probleme logistice, noi explicăm că noi nu, deci nu este normal că atunci când vecinul ți este în conflict, tu să întorci spatele sau să închizi vămile și să rupi pe aceste lanțuri logistice. Este o chestie care noi, deci oamenii înțeleg chestia asta, în mare măsură, fiind 83% din investiții din europeană, deci se uite
foarte transparent la aceste chestii. Pe termen scurt, iarăși, sau pe termen mediu, Agenția de Investiții își planifică să targeteze cele domenii. Înțelegem foarte bine că geopolitic acum investițiile în hard o să fie foarte greu de atras. Ne bazăm mai mult pe sectoarele care au ca sau care pot veni mult mai ușor. Și aici vorbim de IT, BPO, mai mult începem să tatonăm domenii ca electronică, farmaceutic și R&D, înțelegând că de fapt aceste domenii pot să atragă și hardul după ele. Cam asta este foarte targetat și cred că asta și o să dă cel mai rapid rezultat, fiindcă la ultima investiție noi discutam că investitorul care în 1 ianuarie deschide uzina în Combrat, prima dată a venit în Republica Moldova în 2016 și a luat decizia chiar în ajun de război să investească, s-a suspendat și respectiv, uitați când a venit rezultatul, deci ia o perioadă de timp. Respectiv aceste domenii cred că o să fie prioritare pentru noi. Știți, eu o să vin un pic cu reality check din punct de vedere că reprezint o asociație de policy și advocacy și de regulă ne ocupăm de problemele membrilor noștri, dar desigur și a soluțiilor. Într-adevăr, sunt absolut de acord cu Ion, mai ales că recent agenția are și un director nou, cu un suflu nou, echipa este minunată și cu siguranță împreună cu toată echipa Agenției de Investiții, cu deschiderea actualei guvernări spre parcursul european, lucrurile pot căpăta și cu siguranță vor căpăta o fațetă pozitivă, doar că noi trebuie să înțelegem, dacă tot ați întrebat și ați folosit cuvântul global, că pe dimensiune globală și în cazul dat Uniunii Europeană se află un pic într-o recesiune economică. Noi toți știm care sunt dinamicile economice în țările Uniunii Europene. Noi trebuie să înțelegem că Moldova nu este într-o altă galaxie. Noi suntem la periferia Uniunii Europene, dar noi suntem aici conectați direct cu piața respectivă. Respectiv, oamenii, deci consumul a scăzut consumul în domeniul agroalimentar, a scăzut consumul în domeniul industrial, lumea gândește altfel direcțiile de cheltuieli, mă refer la nivel de menaj, mă refer la nivel de corporație, au loc optimizări de cheltuieri masive în marile corporații. Toate acestea trebuie să ducă la anumite decizii la nivel de stat, la nivel vizionar, la nivel strategic, eventual poate e cazul de îmblat în anumite politici fiscale, astfel încât să devenim atractiv din alte puncte de vedere pentru acești încă potențiali investitori pentru noi, poate de umblat la decizii ce țin de import, de capital, de forță de muncă, evident, asigurând securitatea țării, Doamne ferește, nu încercăm să sărim din liniile roșii, doar că noi trebuie să ne asigurăm o sustenabilitate în această situație regională și globală, unde lucrurile din punct de vedere economic sunt într-o descensiune, ele nu sunt într-o ascensiune. Și noi trebuie să ne adaptăm la situația aceasta. Eu încă nu am văzut politici de adaptabilitate. Mulțumim pentru reality check. Și dacă tot vorbim despre sectoarele economice, cel mai mare sprijin care trebuie să-l aibă un business, pentru că el și-a asumat acele cheltuieli, el și-a asumat să lucreze aici, să aducă valoare țării, din partea guvernării trebuie să fie acea ușurință de a face business local și de a deschide acele posibilități ca să-i dea voie acelui om care vrea să lucreze acasă, să mai investească, mai avantajoase decât în alte țări. Da, Stanislav, dacă ai putea să atingi un pic și subiectul ce ar trebui să facă guvernarea ca să facă mai atractiv piața Republicii Moldova pentru investitori străini, vorbea doamna Rufa de ajustarea politicilor fiscale, te rog. Da, deci, în primul rând, sub aspect investițional, este un lucru pe care domnul Iordache l-a spus mai timorat, dar poate să-l spună chiar
mai cu laudă, pentru că în anul 2022, deci noi avem cel mai mare flux de investiții străine directe în Republica Moldova, dacă ne uităm la balanța de plăți externe, din ultimii 15 ani. Și asta într-un an de război. Și asta este, în primul rând, un credit de încredere din partea investitorilor care sunt deja prezenți la noi pe piață. Și este un semnal foarte bun pentru noi, în baza căruia putem să construim. Acum, ce ar trebui să facă guvernul? Ar trebui, deci cumva la noi foarte multe ministeri au uitat care este sarcina lor de bază, iar sarcina lor de bază este să elaboreze politici și să le implementeze. Deci noi trebuie să cumva să scăpăm de această mișcare prin inerție, de această mișcare browniană și să mergem pe un plan de dezvoltare foarte clar, în care să punem pe tapet atât toate constrângerile, inclusiv cele cu forța de muncă sau cele ce țin de infrastructură și logistică, dar și oportunitățile care apar și să facem un exercițiu de prioritizare care să pună ca și prioritate principală crearea de valoare adăugată și rămânerea de cât mai multă valoare adăugată la noi în țară. Mulțumesc mult! Spre final, în cazul în care nu mai sunt comentarii, vreau să mulțumesc invitaților noștri că au fost prezenți la această discuție foarte interesantă din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc mult! Dacă ar fi să facem un rezumat al discuției, am înțeles că Republica Moldova se află într-un moment crucial când vine vorba de integrarea sa economică, dar și politică în Uniunea Europeană. Desigur, provocările sunt numeroase, dar astăzi am pus bazele unei dezbateri care ar putea contribui la identificarea unor soluții. Vreau să le mulțumesc și partenerilor noștri cu suportul cărora a fost posibilă organizarea acestui eveniment. Mulțumim Fundației Hans Eidel, platformelor privesc.eu și Realitatea Live. De asemenea, aduc mulțumiri celor care au urmărit acest eveniment. Sper că a fost o discuție utilă și pentru dumneavoastră și am rugămintea să îndepliniți chestionarul care este acum plasat pe pagina de Facebook în comentarii ca să vedem cum am putea să îmbunătățim acest format de evenimente. Vreau să vă doresc o zi bună în continuare tuturor și mulțumesc încă o dată că ne-ați vizionat și că am avut această discuție astăzi. Vă zic bună tuturor!